Centrul drive-thru de pe Calea Eroilor s-a dovedit a fi de un real folos. Cei care nu au găsit un loc liber pe platformele naționale de înscriere sau pur și simplu nu au timpul necesar să meargă la un punct de vaccinare au ajuns aici și au fost vaccinați direct în mașină, fără o programare în prealabil. În cele două fluxuri, cei 7 medici, 17 asistente, 2 registratori și circa 10 voluntari sunt zilnic la dispoziția celor care doresc să primească vaccinul Pfizer între orele 12 și 20. Se poate vaccina doar cu buletinul. Da, există atât în centru de vaccinare un consimțământ, cât și un chestionar pe care fiecare dintre persoanele care doresc să se vaccineze trebuie să-l completeze aici sau pot veni cu ele deja completate, pentru că pe toate canalele media am mediatizat aceste formulare. Aici vine, în zona de triaj, se preiau documentele și după aceea începe procesul de vaccinare în zona de vaccinare. Și ulterior, bineînțeles, este perioada de post-vaccinare, unde sunt fiecare persoană în mașină, staționează timp de 15 minute și în această perioadă se eliberează și adeverințele. Până în acest moment, 540 de persoane au primit serul la centrul drive-thru. Majoritatea au decis să se vaccineze aici pentru că nu au găsit loc liber pe platformă. De ce ați ales să vă vaccinați aici? Păi, în primul rând, a fost alegerea pentru că să scap mai repede. Deci să ne vaccinăm mult mai repede, să scăpăm de pandemia asta. Asta vrem, să scăpăm de mască, să revenim la normalitate. Mi s-a părut mai comod, am sunat și la medicul de familie pentru că am anumite probleme de sănătate, atât eu cât și băiatul, și mi s-a spus că nu organizează dânsii și nu fac. Și cum am auzit că se poate, gata. Prima dată am fost puțin sceptic, am avut puțină teamă, dar inițial nu, adică mi s-a schimbat părerea despre... Pentru că așa e bine și cred că e părerea mea. Altceva, ce să vă spun, e bine să ne vaccinăm. Asta vă ajută și în meseria dumneavoastră? Mai ales în meseria în care o am. E foarte riscant, nu știi pe cine e mașină, că e firma noastră, e tot mașina și... Așa că sfatul meu, vrem să plecăm în vacanțe, vrem să mergem la mare, de ce să nu mergem mai lejeri? Și poate scăpăm. Sunt însă și buzoieni care nu au vrut să se vaccineze, deși au avut posibilitatea ca în maximum 15 minute să primească serul. Momentan nu am probleme și de asta nu... Nu îndrăznim. Nu îndrăznim. Că sunt mai mult păreri contra decât să ne încurajeze să... Da, nu știu ce să zic. Deocamdată ne abținem. Pe viitor, poate cine știe, dacă o să pună prea multe restricții, n-avem de ales. Probabil dacă o să vi se impună cumva. Da, dacă o să avem prea multe restricții, poate și în magazine și în asta să ne dea voie fără vaccin, atunci n-avem de ales. Până atunci, momentan, stăm așa cum suntem. Considerați că este eficient acest vaccin? Vaccinarea? O parte din el este eficient, o parte eu cred că are și părți mai proaste, negative. Odată cu înființarea centrului drive-thru și a interesului pe care oamenii l-au arătat față de acest mod de vaccinare, autoritățile se așteaptă ca numărul celor care aleg serul anticoronavirus să crească în continuare.